O cântare extraordinară, cu un mesaj extraordinar și cu atâta responsabilitate cred că am cântat fiecare dintre noi, cel puțin refrenul, care spune: Doamne, Tu ești rege peste inima mea. Tu ești rege peste întreaga mea ființă, peste ceea ce trăiesc, peste ceea ce am trăit și voi trăi. Și dimineața aceasta se potrivește foarte bine cu tema noastră, această cântare despre jertfa Domnului Iisus Hristos, pentru că ea e cea care ne ține în picioare înaintea lui Dumnezeu și putem să stăm înaintea lui Dumnezeu. Mă rog ca să nu uităm asta niciodată, amin? Amin? Să ne ajute Dumnezeu să nu uităm niciodată că nu stăm prin meritele noastre, ci prin meritele Domnului Iisus Hristos. Și să stăm astăzi aici, datorită a ceea ce Hristos a făcut pentru noi, pentru fiecare. Marcu, capitolul 15, versetul 16, până la versetul 20, în dimineața aceasta, 983, pagina în Biblie. Marcu 15, 16. Vom citi aceste 5 versete și vom merge apoi împreună până la sfârșitul capitolului. Ostașii au adus pe Iisus în curte, adică în palat, și au adunat toată ceata ostașilor. L-au îmbrăcat într-o haină de purpură, au împletit-o cu unul de spin și i-au pus-o pe cap. Apoi au început să-i ureze și să-i zică: plecăciune, împăratul iudeilor! Și loveau în cap cu o trestie, îl scuipau, îngenuncheau și se închinau. După ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haina de purpură, l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Amin. Doamne, Te rog să binecuvintezi cuvântul acesta în inimile noastre și Te rog să ne ajuți, Doamne, să-l trăim, fiecare dintre noi, în fiecare zi din viața noastră. Amin. Vă invit să vă reașezați. Jertfa Domnului Iisus Hristos, lecția noastră în dimineața aceasta, sunt patru tablouri, patru caracteristici ale jertfei Domnului Iisus Hristos și o să le luăm pe rând în dimineața aceasta și aș vrea să învățăm să nu uităm ce Hristos a făcut pentru noi. Vedeți, în general, uităm binele și ne aducem aminte și devenim istorici atunci când e vorba de rău care ni s-a făcut de cineva. Dar de atâtea ori uităm ce Domnul Iisus Hristos a făcut pentru noi și dacă n-am uitat lucrul ăsta, cred că am trăit altfel azi. Dacă n-am uitat cât a plătit Domnul și ce a însemnat jertfa Domnului pentru noi, ca noi să fim mântuiți astăzi, am tratat poate mântuirea altfel și ne-am dorit mai mult să experimentăm într-un mod real ce înseamnă cu adevărat să fim mântuiți și să trăim mântuirea în fiecare clip a vieții noastre. Nu-i ceva doar ce aparține bisericii, ceva ce va trebui să asimilăm în viața noastră și să trăim cu responsabilitate. Jertfa Domnului ne smerește și ne duce într-un bun simț ca oameni și să înțelegem că a fost un preț plătit pentru noi și un preț greu și dureros pentru fiecare dintre noi, pentru sufletul nostru, dar am fost răscumpărați prin sângele Lui, prin jertfa Domnului Iisus Hristos și El e Cel care ne dă valoare. Și din nou vorbim de smerenie, că fără Hristos nu suntem nimic și nu putem să facem nimic. Și împreună cu Hristos, făcând voia Lui, putem să facem totul în voia Lui Hristos. Sunt patru tablouri pe care aș vrea să le abordăm în dimineața aceasta, din textul acesta, din versetul 16 până la versetul ultim al capitolului, versetul 47. Și prima din ele și primul tablou este batjocura Domnului Iisus Hristos. Niciun evanghelist nu intră în detalii în ce înseamnă, dacă vreți, supliciu pentru răscumpărarea noastră, pentru că scopul Evangheliei nu este de a crea milă față de ce Hristos a făcut pentru noi, ci scopul Evangheliei să ne dăm seama cât de mare nevoie avem de mântuirea oferită de Hristos la Calvar. De atâtea ori mergem și spunem: săracul Iisus, bietul de El, e o realitate a suferinței. Dar Evanghelia nu ne duce spre milă, ci se ne duce spre responsabilitatea de a accepta ce Hristos a făcut pentru noi. Și înțelept
Să abordăm, dacă vreți, supliciul acesta din perspectiva dragostei lui Dumnezeu pentru om, nu datorită neapărat răutății oamenilor, pentru că atunci ne uităm la ceilalți și spunem, mamă, ce păcătoși au fost ei. Și noi ce sfinți suntem astăzi. Dar când te uiți la dragostea lui Hristos, îți dai seama că acea dragoste e dragostea care l-a urcat pe Domnul pe cruce și l-a ținut pe Domnul pe cruce. Aș vrea să vedem câteva, să zicem, grupuri de oameni sau, dacă vrei, categorii de oameni care l-au bajocorit pe Domnul. Și prima categorie sunt soldații. Vedem categoria și motivul pentru care ei l-au bajocorit. Soldații l-au bajocorit datorită ignoranței și distracției de care aveau nevoie. Pentru ei Hristos era doar un număr. Era doar unul care mai trebuia răstignit, unul care i-a cam deranjat, unul care, hai să mai facem, să terminăm. Ei s-au și grăbit în tot procesul ăsta, pentru că pentru ei Hristos era doar unul din mulțime, unul din răufăcători, unul din cei care s-au răsculat împotriva Imperiului Roman, unul care trebuia răstignit în final. Și de asta Domnul spune, iartă-i că nu știu ce fac. Au fost indiferenți la cine era Hristos, ce a făcut Hristos față de minunile lui Hristos și lucrarea lui Iisus Hristos. Gărzile de la templu erau, dacă vreți, soldați evrei, dar ceilalți erau siro-palestinieni, erau romani, erau oameni care n-aveau nimic de a face cu religia iudaică. Curtea palatului, din textul pe care l-am citit, erau clădire din jurul palatului sau celălalt sens al cuvântului, era de fapt inclusiv palatul, și i-au dus acolo în pretoriu, adus în curtea palatului, dacă vreți. Și câteva aspecte aici foarte importante. Spunea, i-a adunat toată ceata ostașilor, e acea cohortă, o zecime dintr-o legiune, adică undeva 600 de soldați. Dar termenul pe care Marcul folosește aici are de-a face cu, dacă vreți, cu ideea aceasta de soldații care erau de serviciu. Și astea erau undeva maxim 200, 100 și ceva, până în 200 de soldați. Ce interesant e, ca să fie batjocoră până la capăt, i-a adunat pe toți ca toți să râdă. Să nu piardă niciunul distracția, să nu piardă niciunul, dacă vreți, momentul ăsta. Era un joc a regelui în vremea aceea. Erau câteva zaruri pe care le aruncau și cu însemnătate pe fiecare față zarului, și soldații, pentru cel care urma să fie răstignit, își băteau joc de el, îl puneau acolo în mijloc, luau zarul ăsta, le aruncau. Și era rândul soldatului numărul 1, de exemplu, și dacă zarurile cădeau să se închine, ăsta mergea și făcea un fel de parodie acolo, își bătea joc să se închine în fața celui condamnat. Și mai aruncau zarurile odată și urma următorul soldat și al treilea și al patrulea și i-au dat haine jos, i-au luat haine stacojie, i-au pus, spune Matei și Luca, ceilalți evangheliști, i-au pus o trestie în mână în loc de sceptru, i-au dat o haină murdară stacojie ca el, de fapt, să fie cel biruitor. Au creat tot momentul ăla, i-au pus și cu unul de spin ca să-și bată joc până la capăt, ca și cum s-ar închina să-i spună Ave Cezar, imperator, plecăciune, Cezar împărat. Și Biblia spune că au făcut toată parodia aceasta bătându-și joc de el, pentru că nu știau de cine își bat joc. Pentru că pentru ei Hristos era doar un număr. O altă categorie au fost trecătorii. Trecătorii și-au bătut joc pentru că au abordat toată situația aceasta într-un mod superficial. Erau superficiali. Răstignirea era întotdeauna în afara orașului, la drumuri principale, nu neapărat ca suferința să fie văzută sau vina să fie scrisă deasupra celui răstignit, ci de fapt exemplu să fie mai puternic ca nimeni să nu se mai răscoale împotriva Imperiului Roman. Erau drumurile principale și oamenii treceau pe lângă. Au fost atâția răstigniți încât unul în plus sau minus pentru ei era tot acolo. Interesant e că ei încep și strigă împotriva Domnului Iisus Hristos și spun, dacă El e Cel care a mântuit pe alții, să dea jos de pe cruce să ne mântuiască și pe noi, au spus cei din jurul crucii Domnului Iisus Hristos. Trecătorii au spus, dacă erau și dezinformați, nu doar superficiali, au spus, El e Cel care a zis că dărâmă templul în 3 zile și reconstruiește. Hristos n-a spus asta, ci Hristos a spus, dacă voi dărâmați templul, eu în 3 zile zidesc din nou.
făcând de fapt referire la patimile sale, la moartea și învierea sa. Erau preoții și cărturarii, pentru ei judecata era o normă de zi de zi. Era necredința lor acolo. Ce interesant e că preoții au spus mai mult decât au crezut ei că spun. În momentul în care s-au apropiat de Domnul Iisus Hristos, în momentul în care au început să-și bată joc de El, i-au spus un mare adevăr. Îți spune, dă-te jos și mântuiește-ne și pe noi dacă cu adevărat ești Mesia. Și adevărul e că El poate să mântuiască, înțelegeți? Și i-au spus mai mult decât au spus, mai mult decât au vrut să spună. Au spus nu doar un mare adevăr, ci și o mare durere. Dă-te jos și mântuiește, adică și noi avem nevoie de mântuire. Și nu-i durere mai mare decât să simți că ești nemântuit și neîmpăcat cu Dumnezeu. Și ei spun nu doar mare această durere, nu doar marele adevăr, ci și o mare greșeală. Și spune, dacă să ne mântui pe noi, trebuie să-i dai jos de pe cruce. Noi nu credem într-un Hristos care s-a dat jos de pe cruce. Și noi ne dăm seama că suntem mântuiți pentru că El nu s-a dat jos de pe cruce. Provocarea preoților și a cărturarilor care au în jurul crucii Domnului Iisus Hristos, dă-te jos ca să ne mântuiești. Nu, ca să fii mântuiți, El a rămas pe cruce. În timp ce omul făcea cel mai odios lucru din lumea aceasta, Dumnezeu a făcut cel mai plin de dragoste gest. Tâlharii a fost, spune Biblia, răstignit împreună cu doi tâlhari. Ei l-au batjocorit datorită nepăsării lor și a păcatului din viața lor. La început toți amândoi l-au batjocorit. Pentru că întotdeauna, să știți, păcatul te duce să nu-ți mai pese ce se întâmplă cu tine, nu-ți mai pasă ce se întâmplă cu ceilalți și nu-ți mai pasă de viitorul tău. Și au început să-L batjocorească pe Domnul Iisus Hristos și ei. Toți au avut același mesaj, mântuiește-ne și pe noi. Observați, de fapt, discrepanța între batjocura lor și adevărul pe care ei îl rosteau și spuneau, mântuiește-ne, că de fapt doar tu poți să ne mântuiești. Au rostit toți un mare adevăr, inconștient pentru ei, inconștient pentru cuvintele lor, dar o nevoie reală pentru ei atunci, o nevoie reală pentru noi azi. Toți au spus, mântuiește-ne pe noi. Ce vedem din această batjocoră? Vedem ultima, dacă vreți, încercare a omului de a schimba planul de mântuire a lui Dumnezeu. Dă-te jos de pe cruce. Ultima încercare a diavolului de a opri, dacă vreți, planul acesta de mântuire. Și ne dăm seama și vedem în urma batjocorii Domnului Iisus Hristos, dacă vreți, exemplul suprem de batjocoră. Și jertfa Domnului Iisus Hristos ne învață în dimineața asta, oricât de bajocoriți am fi, indiferent ce am trăit, oricare dintre noi, poți să mergi la Domnul pentru că știi că și Domnul a fost bajocorit. Și a fost bajocorit de trecătorii care rostesc cuvinte din dragul de a rosti cuvinte. Și ție ți s-a întâmplat atâtea ori oameni care s-au băgat în problema ta fără să-i întrebe nimeni, fără să le ceară nimeni sfatul, ci doar au rostit ceva împotriva ta, că e la modă să faci asta. Oricum, batjocul e un sport național. Era și atunci, și acum. Și au venit oamenii și au fost soldații, cei care te-au țintuit acolo, cei care la locul tău de muncă n-au avut pace decât să te țintuiască pe cruce și să-ți facă rău cât au putut ei mai mult. Și poate că ai scăpat și de aceștia. Și te-ai dus la oamenii religioși și ți-ai dat seama că și ei te-au batjocorit. Și ei n-au fost pentru cauza ta și ei n-au simțit cu tine și nici ei n-au fost alături de tine. Și toate aceste lucruri, dacă vreți, ne dau puterea aceea de a merge la Domnul și să spui, Doamne, și Tu ai trecut, clar, la altă dimensiune, prin ce trec eu acum. Și pentru mine, faptul că El, Iisus Hristos, a fost bajocorit, a fost o alinare de multe ori. Atunci când am simțit clar la o altă scară, batjocora față de mine, am putut să merg la Cel care a fost batjocorit și am știut că înțelege nevoia pe care o am și situația prin care trec. În al doilea rând, de versetul 21 până la versetul 28, vedem că jertfa Domnului Iisus Hristos
înseamnă răstignirea lui Iisus Hristos. Nu doar batjocul al lui Iisus Hristos, ci și răstignirea Domnului Iisus Hristos. De cele mai multe ori, cel care era răstignit deja doar partea orizontală a crucii, partea verticală, stâlpul, acela era pregătit deja. Dar Marcu, când vorbește despre cruce, în adevăratul, dacă vreți, sens original al cuvântului, vorbește despre întreaga cruce. Și aici e implicat acest Simon din Cirena, tatăl lui Alexandru și al lui Ruf. E foarte important versetul acesta. Aici o să mă opresc doar la versetul 1. Ce înseamnă cu adevărat să purtăm crucea Domnului Iisus Hristos? Ce înseamnă de fapt să fii alături de Domnul Iisus Hristos? Și Simon ăsta din Cirena, erau două situații. Erau oamenii care veneau la sărbătoare și venea spre sărbătoare omul acesta, sau omul care locuia în afara cetății, în satele de pe lângă, din jur, și venea la sărbătoare. Că să vă imaginați că ăsta a venit cu sapa în spate, obosit acum de la lucru, transpirat tot, și romanii, ca o lege romană din vremea aceea, aveau puterea aceasta să-l oblige pe un trecător la anumite sarcini astea ușoare, aparent ușoare, să duci crucea cuiva, și n-avea niciun drept să refuzi lucrul ăsta. Și Simon din Cirena vine pe drum, ia crucea Domnului Iisus Hristos, și o să vedeți că e extrem de important versetul ăsta, versetul 21, pentru că să porți crucea Domnului Iisus Hristos înseamnă să fii preocupat de lucruri spirituale. Omul ăsta a venit la Ierusalim pentru sărbătoarea de la Ierusalim, să se închine lui Dumnezeu. Pentru că a purta crucea Domnului Iisus Hristos înseamnă să fii preocupat de lucruri spirituale. Să fii preocupat de ceea ce Domnul a pregătit să-ți vorbească în fiecare zi. Spuneam tinerilor la catecheză de dimineață că, de fapt, a trăi cu Hristos în fiecare zi înseamnă să-ți biblicizezi viața. Și asta nu e doar o teorie simplă, ci într-un mod practic va trebui ca relațiile pe care le ai, faptele pe care le faci, deciziile pe care le ai, să le iei prin lumina Scripturii. Să nu te întrebi dacă a fost fain sau nu la biserică, ci dacă a fost biblic sau nu a fost biblic la biserică. Relația pe care o am e bună sau nu, ci de biblică sau nu e biblică, mă ajută sau nu mă ajută să mă apropii de Hristos, mă ajută sau nu de cuvântul lui Dumnezeu, de rugăciune. Când asta înseamnă de fapt să fii preocupat de lucrurile spirituale. Apoi înseamnă să fii obligat de ostilitatea lumii să porți crucea. Și aici o chestiune tare interesantă. Să știți, în Coloseni, capitolul 2, versetul 13 și 15, Pavel vorbește despre un lucru foarte important, pentru că lumea asta, de fapt, ne obligă să ne întoarcem spre Hristos. Pentru că nevoia noastră nu ne împlinește lumea, ci, de fapt, lumea, prin ostilitatea ei, ne duce spre Hristos. Pentru că întâlnirea noastră cu Hristos a venit pe fondul, dacă vreți, dezamăgirii căutării noastre în lume și nu l-am găsit pe Domnul în lume și de aceea ne-am dus spre cruce. Pentru că Biblia spune că omul acesta a fost silit să ducă crucea. Și Coloseni 2, 13, 15 spune: pe voi, care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El după ce ne-a iertat toate greșelile, a șters zapisul cu poruncile Lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit pirinuindu-l pe cruce, a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară întregii lumi, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Să știți că ostilitatea lumii ne întoarce cu fața spre Dumnezeu. Uneori ziceam că boala e cel mai mare evanghelist. Ne-am întors la Domnul când am fost dezamăgiți de ce lumea ne oferă. Toți sub o formă sau alta, mai mult sau mai puțin, am gustat și am vrut să căutăm ce place inimii noastre, când de fapt exact gustul ăsta mar al păcatului. Ce l-a întors de fapt pe fiul risipitor înapoi acasă? Faptul că n-a avut bani, nu e asta, pentru că a mers și s-a descurcat cum a putut. Oricum, o imagine tare interesantă, evreul care n-avea voie să atingă nici de porc, nici să mănânce, dădea mâncare la porci. Bine, asta e altă poveste, în modul în care diavolul poate să-și bată joc de un păcătos. Știți când s-a întors acasă, când i-a fost scârbă de propriul lui păcat, statutul lui, atunci spune Biblia, și a venit în fire și s-a întors înapoi acasă la tată. Asta face lumea cu noi, gustăm din lumea aceasta și când este scârbă, abia atunci recunoaștem cât de nevoie avem de Dumnezeu. În rest, dragii mei, tot împingerea noastră a oamenilor în biserică.
Și poate rugăciunea noastră va trebui să fie: Doamne, ajută-mă să-mi fie scârbă de propriul păcat, că abia atunci îmi dau seama câtă nevoie am de iertarea lui Hristos în viața mea. Abia atunci poate mă rog altfel, abia atunci îmi cer iertare altfel, abia atunci mă apropii de Dumnezeu altfel, când mi-e scârbă de ceea ce fac, când încă ne mai este drag ceea ce facem, venim la Domnul ca o soluție, când de fapt El nu este prima, nu este una din opțiuni, ci este singura soluție a vieții noastre. A purta crucea Domnului Iisus Hristos înseamnă nu doar să fim preocupați de lucruri spirituale, nu doar să fim obligați oarecum de ostilitatea lumii, ci să fim consacrați cauzei lui Hristos. Crucea pe care El l-a purtat-o, purtat-o ca pe propria cruce. Galateni 2:20 spune Pavel: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, și viața pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit, s-a dat pe sine însuși pentru mine. Nu mai mergi unde vrei tu, ci mergi în spatele Domnului Iisus Hristos. Pentru că devii consacrat cauzei lui Hristos. Oricum, crucea asta a fost ceva special pentru Simon. Apoi, a purta crucea înseamnă să fie acoperit de sângele lui Iisus. Când a luat el crucea, deja crucea era, dacă îmi permiteți expresia asta, murdărită deja de sângele Domnului Iisus Hristos. Și Simon din Cirena și-a murdărit hainele lui de biserică, de sărbătoare, cu sângele Domnului Iisus Hristos. Un sânge care, de fapt, curăță adevărata murdărie. Un sânge care am crezut că ne-a murdărit pe noi, când, de fapt, sângele acesta ne-a curățit de toată murdăria noastră. Era transformat de jertfa lui Iisus. Simon din Cirena, tatăl lui Alexandru și Ruf. Asta înseamnă că omul ăsta, când a plecat acasă, a mers acasă cu hainele pline de sânge și a mers transformat acasă și a spus întregii familii ce s-a întâmplat în ziua aceea, când de fapt el a fost parte a purtarea crucii celui care cu adevărat ne eliberează pe fiecare dintre noi. Pentru că Marcu scrie vreo 30 de ani după răstignire Evanghelia. Și un lucru extrem de important, atunci când Pavel trimite salutării romanilor și scopul și destinatarii Evangheliei după Marcu sunt, e biserica din Roma, romanii, le spune: voi, Alexandru și Ruf, e în biserica voastră, e tata lor, a purtat crucea alături de Domnul Iisus Hristos. Pentru că uitați-vă la imaginea, pretorul trebuia să meargă în față, comandantul era în față și cel care purta crucea era în spate, condamnatul. Doar că s-a întâmplat ceva. Comandantul roman era în față, era Hristos și în spatele Domnului, spune evanghelistul, că în spatele Domnului Iisus Hristos era Simon. Pentru că atunci când stătea în spatele comandantului militar roman, de fapt tu veneai și spui: îi ispășesc pedeapsa mea. Doar că între pedeapsa lui, simbolizată, dacă vreți, prin acel conducător roman, s-a pus Hristos. Și noi toți în umbra crucii Lui, nu mai stăm în umbra păcatului nostru sau în urma păcatului nostru, ci noi stăm în umbra crucii și în urma crucii lui Iisus Hristos. Identitatea noastră este dată de transformarea care s-a întâmplat în noi și se întâmplă în noi în momentul în care purtăm crucea Domnului Iisus Hristos. De aceea cred că ea, crucea, este transformatoare pentru fiecare dintre noi. Un al treilea tablou este moartea Domnului Iisus. Versetul cheie din Marcu e Marcu 10:45, care spune: și că Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci El să slujească și să-ți dea viața răscumpărare pentru mulți. Și întrebarea noastră vis-a-vis de moartea Domnului Iisus Hristos e: cum a murit Domnul? A murit învăluit de întunericul păcatului. Versetul 33, Biblia spune: la ceasul al șaselea s-a făcut întuneric peste toată țara, până la ceasul al nouălea. De la 12 la 3 după masă întuneric peste toată țara, pentru că natura și-a întors fața, că n-a putut să vadă ce a făcut Creatora cu Creatorul. Și natura și-a întors fața. Și de atâtea ori Dumnezeu ne vorbește prin ce se întâmplă în jurul nostru. Natura ne vorbește despre un Creator măreț.
Și nu doar că te uiți la stele noapte și vezi măreția lui Dumnezeu, ci vezi un mers al lucrurilor. Vă rog, opriți-vă și să vedeți un mers al lucrurilor și în natură. Și să vedeți că lucrurile se întâmplă după ceasul lui Dumnezeu și după regulile lui Dumnezeu, dacă vreți, și după rânduiala lui Dumnezeu. E timpul să ne oprim și să vedem frumusețea, mărimea și puterea lui Dumnezeu în natura din jurul nostru. A murit separat de părtășia cu Tatăl. Strigătul lui nu a fost un strigăt de revoltă, n-a fost un strigăt de îndoială, nici de reproș și nici neapărat de durere, ci strigătul durerii despărțirii de Tatăl. Și aici e o chestiune foarte importantă, practică. Să știți că păcatul în viața noastră nu e un faliment personal. Uneori am spus că păcatul nostru e un faliment în despărțirea noastră de Dumnezeu. Nu doar eu am falimentat, ci relația mea cu Hristos a falimentat. Când înțeleg de fapt că el, păcatul, nu are de-a face doar că nu m-a prins cineva sau că m-a prins cineva, că de cel mai multe ori durerea că te-a prins, nu că ai zăvârșit ce ai făcut. Important e să înțelegem gravitatea păcatului în relația noastră cu Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de Acan, aduceți-vă aminte de un singur păcat care l-a scos pe Dumnezeu afară din toată tabăra lui Israel. O singură minciună îți distruge o viață de adevăr, corect? O singură neveghere. Am fost la penitenciar de mai multe ori și ce spun oamenii aceștia? A fost o clipă de neveghere. Bine, pentru alții o clipă continuă. Dar vorbesc de oamenii aceștia care au fost un moment de nebunie. Un moment în care n-au vegheat. Un moment în care n-au mers până la capăt. Un moment de neveghere a vieții lor i-a adus o tragedie care îi va ține poate toată viața sau va aduce urmări întreaga lor viață. Pentru că păcatul nu e doar un faliment de al nostru, în mândria noastră, că noi am greșit, o slăbie de-a noastră, o slăbiciune de-a noastră, ci de fapt păcatul e despărțirea noastră de Dumnezeu. A murit gustând amărăciunea păcatului. Ama, era o tradiție evreiască că Dumnezeu nu va lăsa ca nici neprihănit să moară batjocorit și de aceea îl va trimite pe Ilie să-l scape. Asta era în mintea evreului. De aceea ei au venit și aici explicația de ce oamenii veneau și acum când vorbește, el nu vorbește cu Dumnezeu, ci el vorbește cu Ilie. Îl roagă pe Dumnezeu să-l trimită pe Ilie să-l scape. Aduceți aminte când oamenii spună, îl strigă, nu? Îl strigă pe Ilie acum. Asta e explicația pentru ei. A refuzat Domnul tranquilizantul acela de vinul cu smirnă amestecat. La un moment dat citeam o chestie interesantă că pe un martir, frații așa de mult l-au iubit încât i-au dat atâta vin încât ăsta nu a mai putut nici să mărturisească în fața comandantului roman că el crede în Iisus Hristos. Atâta l-au pregătit pentru momentul de martiraj. Și Domnul n-a luat tranquilizantul ăsta pentru că el a vrut să simtă durerea până la capăt, pentru că noi n-am murit pentru noi un Hristos drogat. Și unul care a simțit în profunzime durerea păcatului nostru fiecăruia și culmea mai târziu a acceptat acel oțet. Și întrebarea e de ce oțetul și tranquilizantul nu? Pentru că e în versetul 21 din Psalmul 69. Ca să împlinească Scriptura, ei mi-au dat oțet, mi-au dat fiere, un simbol al păcatului, pentru că păcatul este încercarea omului, să știți, de a satisface dorințele normale într-un mod anormal. Și Domnul a acceptat oțetul acesta, acceptând într-un mod simbolic păcatul nostru. Domnul Iisus Hristos a murit înlăturând bariera păcatului, perdeaua din templu se rupe. Și tot ce a fost, dacă vreți, religie s-a transformat în relație sau în posibilă relație. Perdea asta 10 centimetri, aproape 20 de metri în lungime, 10 centimetri în grosime, se rupe de sus în jos, pentru că mântuirea vine de sus în jos. Se rupe ca să avem intrare slobodă, pentru că El, Hristos, pe calvar, prin moartea sa,
E Cel care ne dă intrare slobodă la Tatăl. Și am putut să cântăm că Iisus e rege peste inima mea. Am putut să cântăm că Harul Lui e Cel care ne ține. Am putut să cântăm cântarea aceasta cu responsabilitate, pentru că perdeaua s-a rupt. Și sunt atâtea perdele în fața noastră, între noi și Dumnezeu, perdele religiei noastre, a tradiției noastre, a familiei noastre, a mofturilor noastre, a întrebărilor noastre. Și mă rog ca Dumnezeu să rupă perdeaua asta și să avem cu adevărat intrare, fiecare de noi slobodă înaintea Lui Dumnezeu. Și nu prin perdea și nu doar din când în când, ci într-un mod plenar și într-un mod permanent să stăm cu responsabilitate înaintea Lui Dumnezeu și nu fie nici măcar o perdea a bisericii în care suntem într-un fel la biserică și într-un fel altfel, ci nu să intrăm, să fim oameni transformați de Hristos în fiecare zi, pentru că rușine e să fii păcătos, nu pocăit, amin. Rușine nu înseamnă să vii să te rogi, să plângi în biserică, să cânți în biserică. Rușine e să nu cânți în biserică. Rușine e să nu te rogi. Rușine e să mergi și să faci ce fac ceilalți care nu-L cunosc pe Dumnezeu. E o onoare. Și vreau să vă spun un lucru foarte important. Faptul că umbli cu Dumnezeu în fiecare zi, trăiești cu Dumnezeu în fiecare zi, nu trebuie să-ți ceri scuze nimănui pentru asta. Nu trebuie să-ți ceri scuze nimănui că tu iubești pe Hristos. Și viața ta e dedicată Lui. Numărul 4, îngroparea Domnului Iisus Hristos, versetul 42 până la versetul 47. Și aici la îngropare sunt câteva lucruri interesante în textul acesta. Pentru că speranțele s-au năruit odată cu moartea Domnului Iisus Hristos. Și îți fac o mențiune pe care o să o explic un picuț mai târziu. Iisus Hristos a avut parte de înmormântare. Și aparent e ceva normal. Dar în vremea aceea nu era normal. Îngroparea Domnului a fost anticipată de profețiile Vechiului Testament. Isaia 53:9, groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Psalmul 16:10, căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Am conform tradițiilor evreiești, un ucigaș sau un blasfemitor nu avea dreptul să fie îngropat în mormântul familiei sau vreun mormânt, ci trebuia aruncat în groapa comună. Mormântul gol era una din dovezile existenței învierii Domnului Iisus Hristos. Aduceți-mi aminte, vă rog, când îngerul vorbește cu femeile, veniți și vedeți mormântul. Acum, Matei vorbește despre acest Iosif din Arimateea, cel care vine și își oferă el mormântul lui. Nu cumpără, era și bogat, dar nu cumpără un mormânt pentru Domnul, ci oferă mormântul lui. Un mormânt destul de scump. Acum, și în Timișoara, dacă nici nu mai vin să mor, cât e de scump. În vremea aceea, cu atât mai mult, acel mormânt era, bine, uneori și să trăiești e scump, nu mai știi, tot e scump. Era destul de scump. Acum, noi toți am fi dat mormântul Domnului dacă știam că peste 3 zile ne eliberează, nu? Păi era mai simplu. Doamne, eu și eu ți-l dau pe al meu, la intrare în cimitir, nu mai trebuie până acolo în spate, lângă gard. Eu am și niște liliac pe lângă el, uite, miroase bine, dacă știu că în 3 zile eliberez înapoi, toți am dat. Bun, a fost anticipată de moarte, dacă vreți, îngroparea Domnului Iisus Hristos, anticipată de profețiile Vechiului Testament, a fost aprobată de inamicii lui Iisus, asta îmi place foarte mult. A fost facilitată de legea romană. Cei răstigniți mai trăiau câteva zile, nu era o chestiune de ore, ci era o chestiune de zile. De aceea atunci când Iosif a mers la Pilat, Pilat se miră că a murit așa de repede. N-aveau dreptul, spuneam, la mormântare, de aceea Iosif merge și cere voie. Uitați-vă, vă rog, la textele paralele din Evanghelii, modul în care Iosif merge la Pilat. Nu merge așa cu atitudine, vreau să-i dau... Nu, nu, nu. Se poate să... Pentru că în mintea lor, Iisus Hristos era unul care a instigat la revoltă, n-avea dreptul. Aici era o excepție de la regulă.
totuși întotdeauna și atunci și acum, orice lege mai are ea portițele ei. Și totuși dacă vrei pe unul din ăsta, un răufăcător, să-l dai jos de pe cruce și să-l înmormântezi, trebuia să mergi să cer voie lui Pilat, să primești aprobarea administrației locale, dacă vreți, doar că la mormântare n-avea voie să fie nimeni prezent și nici să nu plângă nimeni. Și asta e explicația pentru care de atâtea ori le-am condamnat noi pe femeile de la cruce, care o spune de departe, zice, nu, vreau să... așa era legea. Și ele stăteau de departe pentru că n-aveau voie să se apropie. Ca trupul Domnului Iisus Hristos să fie pus în mormântul lui Iosif, trebuia să facă cineva o donație, trebuia să ceară aprobarea lui Pilat și trebuia să organizeze acea înmormântare fără oameni care să plângă. Mi s-a întâmplat și nouă în urmă cu ceva timp, în perioada COVID. Vă aduceți aminte, nu? Abandonată de ucenicii lui Iisus, spune Biblia că toți l-au părăsit. Odată că era împotriva legii să fie acolo și doi era, ce mai important era, de frica iudeilor. Asistată de însoțitorii lui Iisus. Asta îmi place foarte mult. Femeile, oricum, femeile credincioase tot timpul au un plan. Asta îmi place mie. Uitați-vă, vă rog, în Biblie. Ele se apropie, nu merg prea aproape, după lege, ca să se uite unde va fi înmormântat Iisus. Pentru că în mintea lor zic, nu-i problemă, trece sabat acum, dar noi duminică dimineața, noi mergem și ne facem ce trebuia să facem, numai n-am mai avut timp, nu i-o lăsa nimeni. Întotdeauna o femeie credincioasă are un plan B. Mulțumesc. Înțelegeți? Pentru că era o teorie în vremea aceea că, de fapt, ele fiind supărate, nu și-or bu cafa de dimineață, duminică dimineață, ori vin buima ce la mormânt, o confunda mormântul. Și teoria din vremea aceea, și mulți părinți bisericești s-au luptat să combată această teorie, că de fapt ele n-au mers la mormântul Domnului Iisus Hristos. Nu uitați, mormântul Domnului Iisus Hristos gol e o dovadă a învierii lui Iisus. Și Biblia spune aici și explicarea pentru care ele stau departe să vadă exact unde Domnul Iisus Hristos va fi mormântat, pentru că ele știau că peste câteva ore, peste câteva zeci de ore, ele știau unde să vină și să îmbălsămeze trupul Domnului Iisus Hristos. A fost aranjată de simpatizanții lui Iisus. Iosif din Arimatea, spuneam, e cel care plătește prețul, merge, vorbește, primește trupul Domnului Iisus Hristos, doar că el este doar un simpatizant. Asta era de la distanță un picuț. În Ioan 19:38 spune, după aceea Iosif din Arimatea, care era un ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns de frica iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Iisus de pe cruce. Pilat i-a dat voie, el a venit, deci a luat trupul lui Iisus. Aduceți-vă aminte, când Ioan Botezătorul moare, era datoria ucenicilor să ia trupul și să ocupe de înmormântarea, dacă vreți, trupului neînsuflețit. Asta fac și acum ucenicii și pe ascuns. Era un simpatizant, dacă vreți, nu era un ucenic oficial. Era așa și cu Domnul și pe lângă Domnul. Și vreau să închei cu câteva gânduri. Sunt câteva caracteristici ale ucenicilor ascunși, simpatizanților. Poți să fii simpatizant sau prieten al casei Domnului, dacă vreți să vorbim într-un limbaj așa amvonist. Să ai și poți să ai un caracter ales. Biblia spune că ăsta era un om bun și evlavios în Luca 23:50. Poți să fii interesat de lucrurile spirituale, dar să nu faci pasul final. Să stai la biserică, să vii la biserică, să-ți placă la biserică, să fii de fiecare dată la biserică, să deschizi, să închizi ușa la biserică și să, de fapt, să nu te întâlnești cu Domnul. Să nu faci pasul la final. Să fii doar un simpatizant, dar nu un ucenic. Ce l-a schimbat pe Iosif? Crucea. Ce ne schimbă pe noi e crucea. Și vreau să închei într-un mod practic acum, la sfârșit, după ce am prezentat textele acestea, oarecum mai sistematic, ce s-a întâmplat în cele patru tablouri ale jertfei Domnului Iisus Hristos din Marcu 15. Aș vrea să învățăm cinci lucruri foarte importante, practice. Primul din ele e că Iisus Hristos a murit pentru tine, ca tu să trăiești pentru El.
Să știți că e mai ușor să mori pentru Domnul decât să trăiești pentru Domnul. Știți de ce? Ca să trăiești pentru Domnul, trebuie să mori în fiecare zi. De vreo 1000 de ori. Înțelegeți ce zic eu acum? Ca să trăiești pentru Domnul, fiecare zi trebuie să moară orice nu? Orice vulcan din tine, orice vrei să spui, dreptățile noastre, dat-o cu pumnul nostru în masă, atitudinile noastre, poziția noastră, de fapt să murim noi în fiecare zi ca să trăiască El în noi și pentru noi și pentru gloria Lui prin viața noastră. Hristos a murit pentru tine ca tu să trăiești astăzi pentru El. Nu doar să trăiești pentru o religie, nu doar pentru anumite cerințe, nu pentru că dă bine, nu pentru că așa e la noi acasă, că așa e la noi la biserică, și să trăim pentru Hristos. Provocarea pe care o avem fiecare generație, pentru că fiecare generație are nevoie să fie evangelizată, fiecare generație are nevoie să întâlnească cu Hristos. Fiecare de noi suntem provocați să trăim pentru Hristos, la locul de muncă, la serviciu, la școală, oriunde suntem, pe stradă, și din ce în ce parcă e mai greu să trăiești pentru Hristos. Dar nu e imposibil, e greu fără El, dar e ușor întotdeauna cu El. Și provocarea pe care o avem la sfârșitul acestui mesaj e să trăim pentru Domnul Iisus Hristos. Nu mai trăim pentru orgolile noastre, nu mai trăim în firea noastră, nu mai trăim pentru mofturile noastre, pretențiile noastre, ci de fapt în fiecare zi ne lăsăm smeriți înaintea lui Dumnezeu și devenim, dacă vreți, îngenunchiați înaintea lui Dumnezeu, primind în partea Lui acea ridicare pe care o dorim fiecare dintre noi, acea mărturie a tării cu Hristos în fiecare zi, mărturia trăirii Lui, El să-ți fie ajutorul tău, dreptatea ta, sprijinul tău, spatele tău. Hristos a murit pentru tine ca tu să trăiești pentru El. Hristos a murit pentru noi ca să trăim demni în fața suferinței, în fața batjocurii, în fața a ceea ce primim din partea lumii. Și dacă ne uităm la Domnul, a fost demn în fața suferinței. A fost demn în fața batjocurii. Și întâlnim oameni astăzi care numai demnul sunt în fața batjocurii. Ne enervăm când i-o tăia cineva calea la semafor. Poftim. Motiv? Motiv de mulțumire. Nu? Ați observat că am devenit din ce în ce mai sensibili? Și nu mai suntem demni. Pentru că martirii, dacă vreți, au fost demni până la capăt. Pentru că au înțeles că Hristos a murit pentru ei. Și am devenit prea vii, iertați-mi expresia asta. De aia devenim la sopran în 2 secunde, ajungem la sopran. Mezzo-sopran uneori. Pentru că suntem prea vii. Înțelegeți ce zic eu acum? Dacă am fi noi morți în firea noastră, cred că discuțiile noastre ar fi altele, așa-i? Sau viu schimb de vorbe, că noi nu ne certăm niciodată. N-ar fi niciodată prezent între noi. Dar pentru că suntem prea vii noi, prea vii în dorințe, repet, în reproșuri, în mofturile noastre, în atitudine, în mândriile noastre, vreau să vă spun ceva, în același loc nu poate să domnească și Hristos și tu în același timp. Bătălia e care pe care. Dacă vrei să domnească El, va trebui să-L lași să domnească. Pentru că Hristos nu-i doar mântuitor, așa cum le-a spus toți. Toate categoriile astea de oameni au mers la Domnul, dă-te jos, mântuiește-ne. Dar de fapt lasă-ne pe noi în pace de pe aia, cum vrem noi. Dă-te jos de pe cruce și mântuiește-ne. El vine Domn și Mântuitor în viața ta. A murit pe Calvar ca să fie un exemplu de demnitate pentru noi în fața suferinței. Și dacă El a suferit, nouă, iertați-mi, spune, sare muștarul imediat, prea repede. A fost un exemplu de credincioșie până la capăt. Exemplu de credincioșie în planul de mântuire, nu pentru El, ci pentru noi. Exemplu de credincioșie pentru noi în slujirea noastră, în trăirea noastră, în mărturia noastră, până la capăt. Capătul ăsta nu știu când va fi, poate va fi în mancer, dar până la capăt. A fost un exemplu de credincioșie, a fost un exemplu de dragoste pentru tine. Noi, predicatori, zicem că dragostea Domnului pentru noi l-a ținut pe cruce. Și noi îl iubim pe Domnul pentru că nu s-a dat jos de pe cruce,
Amin? Că se putea da jos de pe cruce, nu odată. Pentru că Hristos n-a murit când oamenii au vrut. Hristos și-a dat viața pentru oameni. Din dragoste. Nu pentru merite. Un exemplu de dragoste. Fac și eu cum i-a făcut El mie. Ce exemplu de dragoste e asta? Ne dus până la biserică, vă spun eu. Uitați-vă la crucea lui Hristos. Și o să înțelegem dragoste altfel. Și o să mai contabilizez. Uite cât ți-am făcut eu ție. Ți-am făcut mâncare, asta, tot. Înțelegeți acum. M-a oprit că n-am vrut să vă dau idei acasă. Reproșuri păstă câte... Când te uiți cât ți-a făcut Hristos, îți pot îngâiești după datorii și față de oamenii lui Hristos, nu față doar de El. Și un ultim gând, Hristos a murit pentru tine ca să înțelegem fiecare dintre noi realitatea și consecințele păcatului și câte nevoie avem de mântuire. Câte nevoie avem de mântuire. Știți că păcatul e cel care scoate pe Dumnezeu din casele noastre afară. Îl scoate pe Dumnezeu din viețile noastre afară, din relațiile dintre noi. Oricare ar fi păcatul ăsta, oricât de spiritual ar părea, oricât de dus la biserică ar fi păcatul ăsta. Știți că există păcate bisericești și păcate care nu prea vin până la biserică, dar ăsta care le regăsește în biserică. Să știți că și astea duse, convertite de noi în biserici, tot îl scot pe Dumnezeu afară. Și atunci ajungem în situații în care strigăm la Dumnezeu și Domnul spune, când strigi, nu vi s-a întâmplat să strigi la Dumnezeu ca El să-ți răspundă și El să-ți arate ce trebuie să faci tu? Să rogi pe El să facă minuni pentru tine, pentru casa ta, să te elibereze Domnul, să dea la o parte, să facă, să dreagă și Domnul îți arată în rugăciune dacă e sincer ce trebuie să faci tu ca să ai parte de acele lucruri. Pentru că întotdeauna Hristos e Cel care ne întoarce degetul de pe alții spre noi. Zice, ce trebuie să faci tu? Noi întotdeauna arătăm spre alții ce ar trebui să facă alții sau Domnul pentru alții să schimbe pe alții. Când de fapt pe noi. Și ce s-a întâmplat la Calvar ne-a arătat și ne arată. Consecințele păcatului din viața noastră le regăsim în viețile noastre fără Hristos. Mai ultimul gând în dimineața asta. Să știți că după jertfa Domnului Iisus Hristos că e pescuit interzis acolo. Numai ce să mai mâie la pescuit în iertarea și în dragostea lui Hristos. Numai Satana te îndeamnă să mai pescuiești din ce Hristos a iertat. Dacă la Calvar Hristos a iertat, iartă și tu. Dacă Hristos l-a iertat pe fratele tău, comportă-te ca unul iertat față de un alt iertat. Comportă-te ca un creștin iertat și eliberat. Lăsați-i pe alții să pescuiască în trecut. Pe noi, jertfa lui Hristos ne învață să ne uităm la Calvar și la un viitor binecuvântat de El. Amin. Haideți să ne ridicăm. Ar vrea să avem un moment în care să cântăm pentru slava lui Dumnezeu, să ne închinăm înaintea Lui cu o cântare cu un mesaj puternic. O cântare cu un mesaj care ne duce din nou la nevoia noastră de iertare, nevoia noastră de transformare. Să știți că oamenii se vor pocăi când pocăiți se vor pocăi. Și casa ta se va schimba când tu te vei schimba. Până atunci e încercările noastre. Dă-te jos și mântuiește-ne, știi? Când Domnul spune nu, El te cheamă pe cruce. Noi vrem să-L dăm jos de pe cruce și Domnul ne cheamă să-L luăm cruce. Mă rog să ne dea Dumnezeu putere fiecare dintre noi să pregătim sărbătorile acestea pascale altfel. Și cu adevărat jertfa Lui să aibă sens pentru toți membrii familiei noastre. Să ne dea o direcție nouă, un tonus nou, o atitudine, cum spunea
frate Laurențiu, potrivită, înainte mulțumindu-i lui pentru ce a făcut pentru noi, pentru fiecare. Laudă-l din toată inima, binecuvintează-i numele, pentru că ți-a făcut Dumnezeu mult bine. Amin.